În Sfânta Scriptură se vede un lucru foarte important și aș vrea să aplicăm lucrul ăsta la biserică. Se vede că atunci când sunt pierdute generațiile tinere, ăsta este un semn al judecății și a blestemului lui Dumnezeu. Când sunt pierdute generațiile tinere. Când Dumnezeu face promisiuni de restaurare, în general vorbește despre o împăcare a generațiilor. Acum uitați-vă dumneavoastră la noi în România, în bisericile noastre. Există o tensiune care a început odată cu Revoluția, imediat după aceea, o tensiune crescândă între generația celor care sunt mai în vârstă și generația tânără. O tensiune crescândă. O gaură din asta, o separare din asta care se lărgește pe zi ce trece. Nu ne mai place aceeași muzică, nu mai avem aceleași valori, nu mai avem aceleași standarde, nu mai interpretăm în același fel. Ei interpretează într-un fel, noi interpretăm în alt fel. Și se face această despărțire. Și sunt statistici absolut înfiorătoare care arată că familiile de pocăiți, de creștini, își pierd tineri. Își pierd tineri. Și este o întrebare, de ce și-i pierd? În Biblie, când vedeți amenințări și vedeți pedepse, veți vedea deseori că Dumnezeu amenință popoarele și pedepsește vorbindu-le despre pierderea generațiilor tinere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai au niciun viitor, Domnule. Asta înseamnă că s-o pierdut generația tânără. Adică de la oameni la care te așteptai, în care s-a investit cel mai mult și de aceea te așteptai la foarte mult, nu? Domnule, la cine te aștepți cel mai mult? La aia care au avut cel mai mult parte de cuvântul lui Dumnezeu, de închinare, de rugăciune și așa mai departe. Ăia-s pierduți. Cum se poate lucrul ăsta? Cum se poate niște copii de credincioși, crescuți în case de credincioși, să fie pierduți pentru totdeauna? Cum se poate lucrul ăsta? Statisticile zic 80% în sus. Dintre cei care cresc în familie de credincioși, se pierd. De ce? Poate în țara noi nu-i chiar procentajul așa de mare, dar începe să fie foarte mare. De ce? Și este un semn, cred că bazat pe cuvântul lui Dumnezeu putem vedea lucrul acesta, este un semn al îndepărtării binecuvântării lui Dumnezeu și prezenței lui Dumnezeu.